Bobița și Buburuza prieteni sunt de când se știu. Merg și prin pădure, merg și pe câmpii, vesel sunt. Bobița și Buburuza, apare soarele pe cer. Peste munți și peste văi, ei trec mereu, tot râzând. Bobița și Buburuza prieteni sunt de când se știu. Aventură pe mare. Bobiță, băiatul Melc, și Buburuză, fetița mămăruță, au găsit într-o zi de vară o carte de povești frumoasă și colorată, cu imagini minunate despre mare. Erau imagini colorate despre pești, raci, scoici și despre un animal ciudat pe care Bobiță nu l-a văzut până atunci. Se cheamă caracatiță, dar eu n-am mai văzut așa ceva. Ce-ar fi să ne ducem pe mare? Întrebă însuflețit micul Melc. Păi, Bobiță, nici nu știm încotro să pornim. Să întrebăm Bufnița, ea știe tot. Dragă Bufniță, ea spune cum putem ajunge la mare. Construiți o barcă mică și puneți-o pe pârâu. Cursul pârâului vă va duce până la râu, iar râul vă duce la mare. Bobiță și Buburuză i-au mulțumit pentru sfat și s-au apucat de treabă. La construirea bărcii au ajutat și cei trei pui de Bufniță. Cei doi prieteni s-au urcat în barcă. Valurile au luat pe sus bărcuța cu pânze și aceasta parcă zbura spre mare. Ura! Strigă Bobiță. Direcția spre mare! Vântul mâna bărcuța cu viteză pe micul pârâu, apoi pe râu în jos. În scurt timp, la orizont a apărut imensitatea albastră a mării. Am ajuns! Strigă Bobiță. A tras barca la mal și a ancorat-o de un palmier. Vino, Buburuză, să înotăm spre adâncul mării, spuse Bobiță. Și abia atunci au fost surprinși cu adevărat. La un moment dat au observat un rac. Au înotat alături de el spre suprafața apei. Spune-ne, știi cumva unde am putea întâlni o caracatiță adevărată? Zise Buburuză. Veniți, prindeți-vă de cleștii mei. Vă arăt insulița unde obișnuiește să stea caracatița. Racul îi lăsă pe cei doi prieteni pe mal și dispăru între valuri. Bobiță și Buburuză au sărit speriați după o stâncă. Caracatița era mai mare decât crezuseră și s-au speriat de ea. Atunci caracatiței i-a venit o idee. A adunat pietre cu cele 8 brațe ale ei și a început să jongleze cu ele. Bobiță și Buburuză s-au mai liniștit. Mica mămăruță și băiatul Melc au îndrăznit încet încet să iasă de după stâncă. Veniți, le-a spus caracatița, am să vă arăt cele mai frumoase pietre de pe insulă. Bobiță, Buburuză și caracatița s-au împrietenit. Timpul a trecut repede cât au stat pe mica insulă. E timpul să plecăm, a spus Buburuză. La revedere, dragă caracatiță, ne bucurăm că te-am întâlnit. Drum bun, a răspuns caracatița și le-a înmânat câte o pietricică lucioasă celor doi prieteni. Bobiță și Buburuză s-au îmbarcat și au încercat să vâslească în susul apei, dar n-au reușit. Bobiță, nu putem merge împotriva cursului apei, trebuie să coborâm din barcă, a spus Buburuză înspăimântată. Vezi, Bobiță, ți-am spus să nu ne aventurăm la un drum atât de lung, zise mămăruța plină de sine. Ai dreptate. Dintr-o dată, piatra se mișcă. De ce ești trist, micule Melc? Întrebă piatra. Bobiță râdea căci piatra nu era altcineva decât o broască țestoasă. Prietenii mei, peștii curcubeu, acum pornesc la un drum lung. Ei înoată pe râu în sus până la izvor. Vă vor duce și pe voi cu plăcere. Bobiță și Buburuză și-au luat rămas bun de la țestoasă și s-au așezat pe spatele peștelui conducător. În scurt timp, peștișorii s-au aliniat și-au pornit în direcția pârâului. Până când soarele a apus, au și ajuns la căsuța cu picățele. Bobiță și Buburuză au mulțumit pentru ajutorul primit și și-au luat rămas bun de la pești. Totul e bine când se termină cu bine, zise Bobiță foarte plin de sine. Bobiță și Buburuză prieteni sunt de când se știu.
La cules de afine. Într-o zi de toamnă, Bobiță și Buburuza au pornit la cules de afine în pădure. A venit cu ei Fulgușor, fetița Fluture, și Dima, băiatul gândac al cartofului. Eu voi culege cele mai multe afine! A strigat entuziasmat Dima. Priviți, tufa aceea e plină de afine! A spus băiatul Melc. Le culeg eu! Dar Dima i-a luat-o înainte, a sărit repede și a cules cele mai frumoase fructe. Vai, și această tufă e plină de afine? S-a entuziasmat Buburuză, dar gândacul cartofului a fost din nou mai rapid. Până a ajuns Buburuză, el a cules cele mai frumoase afine. Dima, așa ceva nu se poate, nu mai culege toate afinele tu, a spus supărată Buburuză. Deodată le-a apărut în cale un pârâiaș. Trebuie să construim un pod, a spus Fulgușor. Eu știu cum să facem, veniți să aducem acel trunchi de copac. Toți au pus mâna și împreună au cărat trunchiul greu. Prietenii au construit un pod rezistent din trunchiul de copac. Suntem gata, a suspinat Fulgușor. Priviți, acolo este un afin plin cu boabe albastre. Atât i-a trebuit lui Dima. Eu ajung primul, ale mele vor fi afinele. A împins-o pe fetița Fluture și picioarele lui Fulgușor au alunecat, iar ea a căzut drept în apă. Ajutor! Vai, Fulgușor, prinde-mă de mână! A strigat speriată Buburuză. Dar Fulgușor era dusă de apă și nu reușea să se prindă de mâna Buburuzei. Bobiță a adus o creangă lungă. Prinde creanga, Fulgușor! A strigat el, dar nici această încercare nu le-a reușit. Apa o ducea mult prea repede pe Fulgușor. Dima, ajută-ne! Trebuie să o scoatem pe Fulgușor din apă! A strigat Buburuză și, prinzând-o pe Fulgușor, a tras-o din apă. Mi-e frig, mi-am udat și aripioarele, tremura Fulgușor. Îți dau hăinuța mea, eu sunt vinovat pentru tot. Nu fi supărată, Fulgușor, a spus Dima. Ești drăguț, i-a spus Buburuză lui Dima. Dar ai să răcești fără hăinuță. Mai bine să culegem niște frunze mari cu care să o acoperim. Bobiță, Buburuză și Dima au acoperit-o pe Fulgușor cu frunze mari de lobodă, dar fetița Fluture tot mai tremura. Tot mi-e frig, mi-e foarte frig, aripioarele mele, uitați-vă, nu le mai pot mișca, s-au udat, sunt distruse! A plâns îndurerată. Soarelui s-a făcut milă de fluturașul care plângea, a coborât și a mângâiat ușor cu razele lui aripioarele lui Fulgușor. Aripioarele de fluture s-au uscat repede și au devenit ca noi, exact cum erau. Ura! Aripioarele s-au uscat și rochița! Nu mai este frig! Mulțumesc, soare drag! A spus fericită Fulgușor. Nu fi supărată, Fulgușor, a spus Dima. Altădată n-am să mai culeg toate afinele. Îți dau ție tot ce-am cules eu. Mulțumesc, Dima, dar afinele trebuie să fie ale tuturor, a spus zâmbind Fulgușor. Să mergem la mine acasă și să facem o prăjitură. În curând au ajuns la Fulgușor și s-au apucat de treabă. Au spălat afinele și le-au curățat de frunze. Lucra lingura de lemn, lucrau și ei și un miros plăcut a umplut bucătăria. Prăjitura cu afine a fost gata imediat. La ospăț au venit Vendel, băiatul Rădașcă, Baltazar, băiatul Albină, și Gombi, gândacul Florilor. S-au așezat cu toți în jurul mesei, au mâncat și au discutat. Fița și Buburuză, prieteni sunt de când se știu. Visul urât. Într-o seară furtunoasă, Bobiță, băiatul Melc, se pregătea de culcare. S-a spălat pe dinți și s-a vârât în pat. Apoi s-a părut că a bătut cineva la ușă. Poate e doar vântul, s-a gândit el și n-a luat în seamă zgomotul care se auzi din nou.
ce poate fi? Și-a pus papucii și a deschis ușa, dar n-a văzut pe nimeni. A fost doar în închipuirea mea, zise el și se vârî la loc în pat. Dar cineva bătu iar la ușă. Cine e? Țări Bobiță din pat speriat. A deschis larg ușa și s-a uitat în jur. Vierme, ești atât de mic încât nu te-am observat. Hai înăuntru, ce s-a întâmplat? Am visat urât, pot să rămân aici la tine? Zise viermele. Sigur că poți, rămâi! Bobița i-a făcut viermelui un pătuț dintr-o cutie din hârtie. Poftim, vei dormi aici. Și cu ce mă voi înveli? Șapca mea va fi perfectă. E ca un sac de dormit. Bine, vierme, hai să dormim odată, mi-e somn. Bobiță era aproape adormit când viermele a început să vorbească. Bobiță, putem aprinde lumina? Mi-e frică de întuneric. Da de unde? Nici nu e întuneric. Strălucește luna, n-ai de ce să te temi. Hai să dormim, mormăi melcul. Ba da, e întuneric, insistă viermele. Nu e întuneric. Ba da, e întuneric. Bine, voi trage perdeaua, astfel vei vedea luna. Strălucesc și stelele. Hai să dormim, spuse necăjit Bobiță. Băiatul Melc s-a acoperit cu pătura și a adormit de îndată. Însă n-a putut să doarmă prea mult pentru că viermele l-a trezit din nou. Mi-e sete! Bea apă, i-a răspuns Bobiță. E prea sus, ajută-mă, Bobiță, îmi dai puțină apă? S-a smiorcăit viermele. Mulțumesc, șopti viermele. Noapte bună! Bobița ar fi avut o noapte bună dacă viermele nu l-ar fi trezit iar peste câteva minute. Mi-e foame! Nu, noaptea nu mâncăm, doar dimineața! Se răsti Bobiță la el. Dar mi-e foame, n-am luat cina din cauza furtunii, s-a plâns viermele. Mulțumesc, nu te mai deranjez, a promis viermele și a început să ronțăie merele. Dar nu s-a ținut de cuvânt. Bobiță, nu pot să dorm, mi-e frică, l-a trezit el din nou pe Melc. De ce ți-e frică? L-a întrebat Bobiță îndurerat. Nu știu, pur și simplu mi-e frică. Te rog, povestește-mi ceva, atunci voi adormi. Fie, nu-mi pasă, îți voi povesti, oricum mi-a fugit somnul. Bobița a început să-i povestească viermelui. I-a povestit cum a luat vântul zmeul de hârtie, unde au găsit pălăria ciupercii, cum doctorul Bufniță l-a vindecat de otită și ce-a primit miriapodul de Crăciun. Dar viermele n-a auzit nici măcar jumătate din poveste pentru că a adormit. În fine, și Bobiță putea să doarmă. Până când s-au trezit, furtuna se terminase și soarele strălucea pe cer. Vezi desenul de deasupra patului meu? A spus Bobiță. E acolo pentru că și eu visez urât uneori și atunci mă gândesc la această zână. Ea mă ajută să alung gândurile rele și visele înfricoșătoare. Îți desenez și ție ceva, o ființă pe care o iubești mult. Dacă ești trist, te uiți la desen și te liniștești îndată. Visul urât dispare. Soarele, desenează-mi soarele, pe el îl iubesc mult. Întotdeauna zâmbește. E foarte frumos, mulțumesc, zise viermele cu satisfacție. Lipește-l deasupra patului tău. Iar viermele a pornit fericit spre casă.